Deputatul Emanuel Ungureanu a filmat la sfârșitul săptămânii condițiile mizere din unele saloane ale Spitalului Județean din Cluj. Pe imagini se pot vedea saltele rupte și murdare, dar și paturi pline de rugină. Astea sunt saltele de aici. Așată un salon în Clinica Medicală 1. Chiar în timp ce transmitea live, deputatul a fost apostrofat de o angajată a spitalului. După ce se va... Sigur, vă rog. Deci nu mă filmați, nu aveți de ce să mă... Nu puneți mâna pe telefonul meu. Eu sunt într-o clădire... Nu aveți dreptul să mă filmați. Vă rog frumos să ieșiți afară. Deci este o doamnă care stă de strajă la mizeria asta. Deputatul a continuat să filmeze, moment în care angajata unității medicale a intervenit din nou. Aici, vă rog frumos să ieșiți afară, nu este program de vizită în acum. În neregulă. De la ora 2 începe, deci nu mă filmați. Doamne, deci, dumneavoastră mă împiedicați să-mi exerce... Salonul acesta este... O să vă rog ca să vă prezentați, doamnă. Nu mă prezint, vă rog frumos. Emanuel Ungureanu spune că a luat imagini din spital pentru că presa nu are acces în interiorul unității medicale decât cu aprobare specială, iar cetățenii nu știu în ce condiții stau bolnavii. Deputatul a declarat că va face plângere pentru ultraj împotriva asistentei medicale. Parlamentarul a mai afirmat că dacă Direcția de Sănătate Publică și Inspecția Sanitară nu vor verifica condițiile din spitalul județean, va face plângere penală împotriva reprezentanților acestei instituții pentru neglijență în serviciu cu consecințe deosebit de grave.